ora 3 după amiază. Bună ziua, bună ziua. Bine ați revenit, bine v-am regăsit. Este luni, este ora 3, suntem aici, prezente amândouă, ca două floricele astăzi. Poate eu, pentru că eu despre tine am citit niște știri care, deși eram de față, m-au uimit peste măsură. Cum se întâmplă? Vorba românească. Unde dai și unde crapă, practic. Să vă povestim despre ce e vorba, ca să intrăm direct în pâine, să nu mai lungim cu vorba. Să nu fii acuzată tu de subiectivism. Eu eram aici. Ilinca apare în toate ziarele, repet, eu fiind lângă ea, în timp ce s-a iscat un scandal între ea și prietena noastră Lidia Feceor. Eu n-am remarcat scandalul deloc, așa că am citit cu atenție, mare, de trei ori știrea. Ce să vezi? Nimeni nu s-a certat cu nimeni. Da, a fost într-adevăr un fel de diferență de punct de vedere. Fix asta mi s-a părut, pentru că în România, nu neapărat în România, în general, în ziua de azi, anul 2024, în momentul în care ai o părere diferită de cea a celuilalt, o opinie, o perspectivă diferită, nu înseamnă că te cerți. Spui, nu sunt de acord cu asta, aduci și argumente, nu înseamnă că te cerți. Înseamnă doar că ai o opinie diferită. Este o mare diferență între dezbatere și... Nu? Bineînțeles. Atunci ne-am trezit astăzi în toată presa, mare scandal, mare, la emisiune între Lidia Fecioru și Ilinca Vandici. Hai să vedem de la ce ne-am luat. Oameni buni, stați puțin aici, stați un pic, că mă zăpăcesc aceste informații, mă bulversează. La a treia se prescrie, la revedere. A treia înseamnă că se alege praful. Deci stați puțin, cum adică dacă... Bine, bine, e viceversa situația asta aplicabilă? Adică și la femeie e același lucru? Sau doar la bărbat? Că dacă e doar la el, nu-mi pasă. La revedere, sănătate și virtute. E doar la bărbat. La revedere, sănătate, nu mă mai interesează. Și virtute, desigur. Da, eu sunt curioasă. Bun, bărbați, ok, știu, nu știu asta, dar cumva norocul ăsta care vine cu toată energia femeii ce a intrat în viața lui, nu ține un pic și de el? Adică el, dacă e om calculat, dacă e om care știe să-și țină casa, să-și țină familia, să muncească, să fie atmosferă bună, să așa, sunt de acord să vină și norocul. Dar dacă el e pe 7 cărări sau se duce în stânga, în dreapta, nu știe de capul lui, nu-i pasă de nimic, păi, acum, sincer. Asta întreb. Și eu ce fac? Rămân acolo asta ca să ce? Ca să plece, ca să nu plece norocul? Mă iertați, nu sunt de acord, adică... E adevărat, poți să nu fii tu de acord cât vrei, Ilinca. Nu sunt. Pe mine nu mă deranjează. Mai am o întrebare pe care și-o pun multe femei. Eu sunt norocul bărbatului, corect? Dacă ești prima. Stai doar o clipă. Dacă sunt prima. Da. Și sunt prima pentru el, dar eu sunt la a doua căsătorie. Mai sunt norocul lui? Băi, dacă ai plecat de lângă... Nu, dacă ai venit lângă el și ești prima lui, e ok. Ok. Pentru că femeia, de fapt, e bine cu energia, cu energia echilibrului casei, să știi. Prima femeie. Celelalte... Deci la a treia căsătorie... Turabura. Dar tot nu mi-ai răspuns la întrebare, Lidia. Nu-i problemă. Deci ține un pic și de comportamentul bărbatului pe parcursul căsniciei, treaba asta cu norocul, sau pur și simplu a dat Dumnezeu... I-a luat Dumnezeu. Pară mălăiață în gura lui nătăfleață, indiferent de ce face el. Acum, iubita, problema este și de partea lui, că până la urmă, indiferent cât ar vrea o femeie să miște un bărbat, dacă el e topor, topor rămâne, n-ai ce să faci. Asta e situația. A, în regulă, m-am lecuit, m-am răbărit. Nu ne-am lecuit, ferească Dumnezeu. După cum ați remarcat, nici Ilinca și nici Lidia nu sunt persoanele care să se certe vreodată. Dacă au argumente, într-adevăr, le aduc, dar atât. Și e foarte sănătos până la urmă, să zicem. Lidia susține, bineînțeles, ceva în ce crede ea, ce a învățat, ce a citit, ce a experimentat, ce a pus în practică și așa mai departe. Poate așa și eu, dar nu știam noi. Exact, eu zic ce cred eu, dar poate ca să ne mai certăm și astăzi sau nu. Nu se știe. Nu se știe acum ce o să vorbim, ce părere are fiecare. Lidia Fecioru este din nou alături de noi. Bine ai revenit, draga noastră! Bine v-am găsit! Bună ziua! Tu de obicei când vii cu zâmbet și cu prosperitate și cu noroc în viața noastră. De data aceasta îmi spune Ilinca că ai descoperit un, de fapt nu tu, a fost descoperit înaintea ta, un algoritm. Da, da. Cum ziceai tu? Care-i treaba, Lidia, cu 3, 6, 9 ăsta? Sunt diverse tehnici sau mai nou, în ultima vreme, specialiștii ne învață diverse metode prin care să ne îmbunătățim calitatea vieții, să putem manifesta ușor și fără efort lucruri pe care ni le dorim. Există o tehnică nouă, 3, 6, 9. E adevărat, este o tehnică teta, dar
nimic nu se face atât de ușor, să știi, pentru că omul trebuie să se concentreze să facă această tehnică. Este să scrii într-o, să faci o agendă mică și scrii dorința de 3 ori dimineața, de 6 ori la prânz și de 9 ori seara. Și de fiecare dată îți repeți, de câte ori scrii, de atâtea ori îți repeți dorința. Noi suntem rodul gândirii noastre. Și atunci e normal că dorințele noastre nu că nu se îndeplinesc, se îndeplinesc, numai că oamenii aud și spun am făcut și eu, dar nu mi s-a îndeplinit. De ce? Pentru că nu o fac cu toată conștiința, înțelegi? Mm-hmm. Nu o fac cu toată dorința. Vor ceva, dar vor să le cadă paramălăiață în gură la nătăfleață și cam așa. Există, din câte știu eu și recunosc că am și testat-o, adică cum să nu testezi așa ceva frumos, o metodă care spune că timp de 30 de zile trebuie să scrii aceleași afirmații, dorințe, nevoi pe care le ai, tot așa, pe o agendă, pentru că atât timp are nevoie creierul pentru a se reseta cumva și a intra în programul nou pe care tu îl impui și cu care deja încerci să-l obișnuiești în cele 30 de zile. La mine n-a funcționat. El funcționează și mai repede pentru că noi dăm drumul în jurul nostru la informație. Mm-hmm. Și informația lucrează pentru noi, doar că trebuie să o conștientizăm. Și de ce spunem să repetăm dorința? Dorința a o repeta înseamnă ai dat drumul informației foarte bine și bună și clară. Deci nu batem câmpii. Acolo se spune că dacă vrei bani, trebuie să scrii inclusiv sumă. Mm-hmm. Și nu spui vreau bani, ci am bani. E adevărat? Băi, adevărul este că în momentul când spunem, când avem, dar spunem că n-avem, nu vom avea. Da, dar în momentul în care scrii aceste afirmații, din câte știm noi, ajută-ne, Lidia, că poate nu știm bine, afirmația trebuie să fie la timpul prezent, adică acum, în acest moment. Nu îmi doresc pe viitor, mi-am dorit pe trecut și așa mai departe. Deci afirmația să fie la prezent și neapărat fără negație, pentru că negația nu este recunoscută de univers. De exemplu, negația ar însemna nu mai vreau să stea soacră mea la mine. Exact. Asta nu se pupă. Universul nu înțelege cum e. Ba, mai mult decât atât, universul anulează nu din față negația și ce înțelege? Că vreau să stea soacră mea la mine. Aoleu. Exact. Așa e, Lidia? De multe ori, de rând, multe situații funcționează așa. Dar de multe ori spune nu vreau. Deci el n-aude că nu vreau soacra să stea la mine, ci aude doar nu vreau. Și atunci nu-i dă nimic. Am înțeles, deci se anulează întreaga afirmație, de fapt. Oh. Wow. Exact. Bine, cum ar suna, Lidia? Stai să ne gândim la o dorință pe care o avem noi în comun. Emisiunea Faloas să fie numărul 1 pe piața media din România. Cum sună afirmația corectă pe care noi o scriem? Afirmația este super ok, voi sunteți super mișto pentru presă, că au atâta interes pentru noi, mai mult decât ca pentru război. Da, mă rog. Ia zi, e mișto să te ceri cu mine? Eu cel puțin îi anunț că nu ne-am certat niciodată și nici n-avem de gând să ne certăm vreodată, nici cu tine, nici cu Teo, nici cu nimeni, pentru că eu sunt practic și n-avem de împărțit lucruri foarte importante pentru țara asta. Ce avem de împărțit? Uite, câte o informație. Exact, avem de împărtășit, nu de împărțit. Și să învățăm. Noi mai mult de la tine, tu poate mai puține de la noi, dar noi foarte multe de la tine, pentru că până la urmă cu asta te ocupi. Nu se știe. Eu de la tine învăț ceva, tu de la mine altceva. Facem schimb de experiență, știi? Mm-hmm. Corect. Mm-hmm. Corect. Revenim un pic la această nouă metodă tehnică de manifestare 3-6-9. Care e Tesla. Deci nu prea e nouă, nu? Mă rog, nouă în ceea ce ne privește pentru pe noi. Exact, da. Tesla a inventat-o, dar în perioada asta cumva a ajuns și la urechile noastre și într-adevăr toată lumea e mega interesată de treaba asta. Sunt foarte curioasă dacă dorințele noastre, nevoile noastre se îndeplinesc în momentul în care
noi cumva nu suntem în conexiune cu ceea ce ne dorim cu adevărat. Adică, nu știu, eu poate sunt în momentul ăsta al vieții mele o nebună care îi place să se distreze, dar eu poate mi-aș dori să mă mărit, nu știu. Sau poate îmi doresc să fiu milionară, dar eu poate locuiesc, nu știu, cu chirie într-o garsonieră. Funcționează lucrurile astea, adică nu trebuie să fii un pic aliniat cu ceea ce-ți dorești, să îți dai seama dacă poți să duci așa ceva, dacă ești pregătit pentru așa ceva. Pur și simplu îți dorești orice, se întâmplă? Spune că vrea, nu e rău, înțelegi? Și dacă și tinzi către asta, se și primește, să știi. Nu există. Și cum spuneai tu, nu ne dă atunci când nu ne dă atunci exact când avem nevoia cea mai mare. Și apropo, tehnica asta Tesla e foarte importantă pentru că noi ajungem într-un fel în armonie cu universul. Doar aplicând tehnica asta? Da, și să știi că mulți li s-au îndeplinit dorința imediat la câteva zile, la unii nu s-a îndeplinit, la unii s-a îndeplinit într-o lună, adică nu e... Dar ar fi, cred că, un minimum, adică nu poți să te aștepți să scrii joi și vine să te trezești cu soacra plecată și banii în buzunar. N-ar fi rău. Îi mulțumim foarte mult, Lidii, și vreau... Cea mai frumoasă chestie să fie așa. Da, dar eu mă... care... Convine, știi? Corect. Exact. Dar știi cum se zice? Că Dumnezeu îți dă în momentul potrivit, la timpul potrivit, atunci când te simte că tu ești pregătit pentru anumit lucru în viața ta. E posibil să te apuci tu să scrii 7 ani de acum înainte și avea peste 7 ani de fapt să ți se întâmple acel ceva, nu? Aici ai mare dreptate, pentru că de foarte multe ori universul ține echilibru, pentru că oamenii ar cere lucruri care nu le-ar putea duce. Mm-hmm. Și aici vin să te... Ok. No. Și aici vin să te întreb, ce zici despre liberul arbitru? Păi asta este liberul arbitru. Dar care-i treaba cu el? Nu ne alegem noi. Liberul arbitru este noi. Avem senzația că ne alegem noi. Doar senzația, să știi. Nimic altceva. Dar liberul arbitru îl dă universul întotdeauna. Îți mulțumim foarte mult pentru concluzia asta. Mi se pare abia asta edificatoare. Degeaba ne izmenim noi în fel și chip. La un moment dat universul știe mai bine ce-i de făcut. Bun. Îți mulțumim încă o dată foarte mult pentru toate cele pe care le-am învățat. Să nu ne-am certat. Da, știm că nu ne-am certat. Ce rău îmi pare. Ar fi bine. Mai încercăm o dată săptămâna viitoare, Lidia, de acord? Vorba ta asta, atât de multe alte subiecte. Și noi te pupăm, o zi frumoasă să ai.